A plouat cu amenzi în rândul fermierilor după prima zi de protest când și-au adus tehnica în piața Marii Adunări Naționale. Ieri seară, doi agricultori au fost însoțiți la Inspectoratul de Poliție pentru documentare și s-au ales cu dosare penale. Se întâmplă după ce o mașină a poliției a fost luată pe sus de protestatari. În paralel, mai mulți tractoriști sunt documentați pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere. Și directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a fost citat la poliție pentru săptămâna viitoare. El va trebui să ofere explicații oamenilor legii în calitate de organizator al manifestației. Ce s-a întâmplat? Noi luăm masa. Stimați colegi, noi luăm masa. Ce s-a întâmplat? Spuneți-mi, vă rog. Pentru ce? Eu sunt cu dânsul, eu, ascultați, eu din, nu sunt din Chișinău. Eu seara asta sunt invitatul lui. Nu, dă-ți pace. Am înțeles. Care-i problema? Spuneți. Fermierii vizați sunt Alexandru Brânza din raionul Ungheni și Sergiu Ivanov din raionul Fălești. Aceștia au fost aduși la secția de poliție după ce ieri mai mulți fermieri au încercat să ia pe sus o mașină a poliției pe șoseaua Hâncești din Chișinău. S-a întâmplat după ce unui tractorist i-au fost luate actele de către oamenii legii. La scurt timp după ce au ieșit de la secția de poliție, cei doi fermieri au venit cu o reacție în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Și în baza la imaginele cele se vede, mă văd eu, adică eu cum stau răzămat din mașina poliției. Și asta este o cu spatele important, și este o bănuială rezonabilă că eu am vrut să distrug bunul statului. Și probabil erau, probabil, ei întuiesc că avea să fie urmări și mai grave. În timp ce discutăm cu dumneavoastră, urmărim acele imagini cu mașina poliției, da, care este zdruncinată, într-adevăr. Da, da. Păi este zdruncinată, asta nu înseamnă că mașina aceea a fost distrusă. Fermierii susțin că au fost provocați de oamenii legii să recurgă la aceste acțiuni. Toată ziua au fost provocări, sunt anumite persoane în organele de stat care vădit să vede că sunt provocări. Sunt oameni foarte calmi care putem colabora și sunt persoane vădite care ne provoacă ca să determine anumite acțiuni. Și eu personal îi rog pe foarte mult și pe agricultori, am rugat și pe persoanele organelor competente. Oameni buni, haideți să evităm altercația. Astăzi șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat într-un briefing de presă că fermierii nu au respectat declarația prealabilă pe care au semnat-o înainte de protest. Noi nu ne-am fi dorit și nu ne dorim să ajungem la astfel de situații, dar atât timp cât unele persoane își permit ca să atenteze la bunurile statului, care, după cum spunem, sunt la fel bunuri procurate din impozitele tuturor cetățenilor, nu are dreptul nimeni de a atenta la aceste bunuri. Pentru aceasta a fost intentată o cauză penală pentru persoanele care au fost instigatori la aceste acțiuni. Potrivit poliției, organizatorii și fermierii au comis mai multe încălcări, atât pe 22, cât și pe 23 noiembrie. Blocarea căii de acces, ceea ce nu era în declarații, nu era prevăzut așa ceva, deci automat cade sub incidența prevederilor codului contravențional ca încălcarea regulamentului circulației rutiere. În afară de aceasta, bineînțeles că nu doar pentru blocare, sunt și alte contravenții care au fost constatate de nesubordonare. Altercațiile au fost comentate și de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a îndemnat agricultorii să-și exercite dreptul la protest fără abatere de la lege. Sunt niște limite pe care, cum zic eu, trebuie să le respectăm. Da, sunt niște linii, toți nervii care îi avem și emoțiile care le avem, noi trebuie să le controlăm. Nu, imaginile care le-am privit eu cu mașina echipajului de poliție nu mi-a lăsat un gust amar. Foarte amar, aș putea spune. Nu este metoda și maniera în care eu ca cetățean și ca fost protestatar privesc lucrurile, cum trebuie să interacționăm și să ne promovăm. Șeful IGP a precizat că în prezent cei doi fermieri sunt cercetați în stare de libertate, asta pentru că nu este o cauză penală din categoria infracțiunilor grave sau foarte grave. Totuși, dacă vor fi găsiți vinovați, agricultorii vizați riscă amendă de până la 67.500 de lei, 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de pușcărie.